Deci, trebuie să vă spun că de-a lungul vieții mele am avut câteva piedici esențiale. Una dintre ele și dureroasă, dar peste care am trecut cu lejeritate, a fost faptul că în 86, mi se pare, am fost interzis, n-am mai avut voie să apar pe scenă, nici să nu mai apar, să dispar. Și asta se datorează, două poeme au fost de vină. Nu numai. Dar două poeme au contribuit esențial. Una dintre ele, să vă spun acum, a lui Marie Sorescu, se potrivește al dracului de bine astăzi. Sau și astăzi. Asta este, mi se pare mie, formidabil. Marea literatură, poezie, proză, ce-o fi, este atemporală. Citim poezia de dragoste a lui Shakespeare și zicem că e scris azi. Sau Eminescu, sunt scrise azi. Sau Caragiale. Citim Caragiale și zicem, asta înseamnă serenitatea unui timp. Nu se pierde. Bă, la noi, muierea, pupa mâna bărbatului, până mai adineau. Și din dumneata nu-l scote. Îi făcea 3-4 copii acolo, dar nu îndrăznea să-i zică tu. Nu. Ele mai mândre, mai ambițioase, alea nu-i ziceau nicicum. Femeia. Ce știe femeia? Ea se ține de coata cârpătorului să stea ciucită la vatră, că ce știe ea? Să alinieze acolo clondirile pe corlate, să tragi cu ața, să te tragă, să spui ventuzele și să lase politica. Asta e pentru noi, pentru oameni. Că ce știe ea? Înainte nici nu prea vedea la față, că purta maramă, zăvelcă lungă acolo, abia îi sclipeau gleznele. Dar o ghicei, domnule, o ghicei pe aia frumoasă. O luai pe cal, o furai, o făceai muierea ta. Era o dulceață. Dar acum, pe cine să furi? Da, uitați-vă și voi. Nu mai sunt rânduielile alea. Până-inte trăierai cu caii. Te uitai cum se sucește lanțul pe steajer. La urmă întorceai cai în dărât, rămânea jos grâu, ca aurul. Aveai uie, aveai buie, aveai cai. Aveai. Mâncai un jac de brânză, te ștergeai la gură cu mâtca, coceai floricele. Acu nici mălaiu nu mai e cum îl făcea mama înainte. Când îl spuia cu cocă pe deasupra, pe urmă îi făcea flori cu lingura, după aia îl băga în țăst. Discută chestiile astea cu femeia. Bă, nici copii nu mai face ca lumea. Vai, ce mic! Să-ți umple casa acolo, să te sunt și tu, om! Nu. Una, două, e lapădă. Zice că a revenit la varză acră, n-a găslare pe zală. Și l-a lăpădat. Sau că a revenit la cirește coapte iarnă. Păi de unde, mama dracu, să-i dai cirește coapte iarnă? Și s-a strâpit. Baza codii. Nu vrea să dea în greu. O zic că de aia s-a împuțânat și lumea. Până înainte, când venea turcii pe aici, pe la noi, cine-i lua la palme? Câte 10-12 se rog din copac pe turc de nelăuda și mi-ai vitează. Da-ți, bă, băgaia și ududoi, să mai stea și pe acasă. Discută chestiile astea cu Maria Băliet, că tu m-a venit. Ea stă toată viața cu fundul pe cămașă, prin odăi, nici tabla mulțirii nu știe. Marie, că fa fă 9-8? Sau, care fă capitala Portugalii? În soarte, mă, târziu, a început să iei coloarea cerii. Mă găsește-n tuna să-mi pup pe mână la comandă, că eu acu iau. Nădejde, aveți un tip pe moartea rece. Ne-am mărit la moșul Pătru, s-a apropiat bine de 50 de ani și nu se hotăra să se însoare. Toate femeile aveau cu un cusur. De asta îi se spunea lui târziu,
Dar să nu îndrăzneam să-i spun în față decât Maria Băliu, un fel de vară de-a lui. Era... înțelegător. Știa bine, bine ce a fost înainte pe aici, pe la noi, și lăcrima sec la stricarea rânduielilor. Și după cum citea el în norii de la Cornul Capri, nu e de-a bună. Bă, neică, bă, bă, să întoarce lumea cu curul în sus, bă, să scufundă pământul, bă, casa lor, bătrână, de moșneni, domoli și așezați, intra încet, încet în pământ.